unul dintre cele mai spectaculoase exerciții care apar numai la nivelul 3, la Mondioring 3, este atacul întrerupt, când câinele este trimis la un atac din spate, similar cu atacul din spate care are loc în aceeași competiție. Deci o dată fuge și îl prinde, de exemplu, și a doua oară când fuge, când ajunge aproape de el ca să-l prindă, pentru că se numără metri și în funcție de asta e punctajul, de unde îl Unde îți oprești, permiți tu luxul, de da, fapt, să-l în fluieri. funcție de, exact, să-l flirt. Un câine bun trebuie să ajungă aproape să lovească atentatorul. Așa de aproape să fie în clipa când tu-l fluieri. Spectaculos. La ce? La un câine care Da, aia e e viața lui, foarte să-l motivat să dea pe prindă, la da. jos. Și mai mult de atât, pentru a nu se putea crea un mod să trișezi, să Da, stimulezi s-au gândit câinele și ca la să-i asta. transmiți, da, se poate la orice trișa, să-i transmiți câinelui prin anumite semne. De exemplu, o trimitere la atac poate să fie dacă eu stau așa și zic atac, și altă trimitere poate să fie dacă eu țin mâna pe fluier. Și Câinele știe poate să la ce se înțeleagă aștepta. ce atac este. Ca să eviți Înțeles. să evite această situație, tu nu știi ce atac trimiți câinele. Atacul din spate și atacul întrerupt se trag la solți și numai arbitru știe care e primul, care e al doilea. Deci tu știi că urmează un atac din spate, te poziționezi, trimiți câinele și la un moment dat pe traseu, arbitru ridică roșu sau verde. Îl lași să atace sau îl oprești. Deci nu știi Arbitrul înainte. este suveran. Arbitru știe acolo, în clipa când ți-a ridicat, zice îl oprești. Și atunci tu trebuie să fluieri să-l oprești. Deci tu ai trimis câinele și ești de fapt mai degrabă atent la La arbitru arbitru trebuie când să te uiți. faci Da, în semnul la arbitru magic. trebuie să te uiți. La Foarte arbitru tare. trebuie Și să te atunci uiți trebuie că... să... Dar și tu trebuie să ai timing-ul, pentru că e o asemenea viteză la câine, încât dacă nu Da. apuci să Bine, interpretezi ce semn face ăla, e calculat de așa natură să-ți dea câinele timp să săracul iei prinde. fluierul să fluieri. Așa e calculat. Aha, Dar, aha. da, trebuie să ai reacție. Da, da, Că mai da, ales dacă nu ești așa, dacă ai scăpat fluierul, da, emoții, figur, nu l-ai prins, da. îl Ăștia caut, testează și gata, s-a reacțiile dus, voastre, da, numai ale câinelui, da? s-a dus, s-a mușcat. Pentru că încerci să-l oprești cât mai aproape și cât mai aproape e aproape. Da, deci nu e... acum facem atacul întrerupt. Nu se Ia știe. fluierul, ești pregătit? Da. Hai, spune-i. Acum fluieră. Nu, nu Nu? există, nu. Foarte tare. Totul e bazat pe reacție și totul este, că de-aia spun, Mondiolingo are un grad foarte ridicat de fair play. Atât față de ceilalți participanți, cât și față de câine, cât și față de atentatori. Regulamentul e foarte bine făcut în așa fel ca atât câinele, cât și atentatorii, cât și cei care participă în competiție să fie protejați, să nu fie accidentări, să nu se întâmple. Extrem de rar s-au întâmplat accidentări în competiție și fiind mai mult o entorsă, o situație de genul ăsta sau câinele a făcut o întindere musculară sau ceva nefiind bine încălzit pentru competiție sau ceva în genul ăsta. Minuscule, Există fără încălzire importanță. la câini? Da. Deci ca la fotbaliști, ca Exact, la trebuie să, sportivi de... înainte să intri cu câinele, trebuie să-i faci o pregătire, să-l pregătești pentru intrarea în competiție. Și care ar fi câteva mișcări care îl ajută pe câine să se încălzească? Câteva mingi, o periniță în care el să tragă, să intri în comenzile de lăsare, care sunt foarte importante. Deci să îi dai să prindă, să-i spui las, clipa aia, pac, să desfacă, să-i arunci minge, bravo, vin aici. Deci îl bagi deja în muncă. Dar Nu-l pentru scoți din el mașină, nu-l scoți și din îl trimiți mașină și acolo. zici hai să mergem. Deci pentru el e important să aibă zvâcurile alea, dar la o intensitate mai Da, slabă, că mai le faci slab. de aproape, Da. ca la un dat să poată fizicul lui Un să ulterior, suporte și la ulterior un... și fizic, dar acum se presupune că fizic câinii ar trebui să fie antrenați la un nivel de atleți. Dar psihic îl introduci în competiție cu chestia asta, îl introduci în Ok, muncă. și îl conectezi cu Știi, da. tine până la urmă. Ca să n-ai surpriza că îți intri cu el pe teren și el se cuplează pe competiție după primele două, trei exerciții numai, știi, începe să lucreze serios. Da, când Până tu atunci pierzi o ia așa, puncte. știi, și tu ai pierdut Da, puncte da, că da, nu-ți da, mai da, trebuie. da, corect. Apropo de că vorbeam de viteză de reacție, sunt acești câini care practic sunt etalonul acestui sport. De ce sunt acești câini etalonul și toți specialiștii care vor să ajungă la un nivel de performanță, și nivelul de performanță înțeleg că este campionatul mondial, aleg acești câini și nu altceva, că sunt și alți câini de lucru și Da. cu calități, cu abilități. Ei, îți răspund simplu, dacă vrei să participi la Formula 1, ți-ai un Ferrari.
chiar dacă ție îți place McLarenul nu e bun? Hammerul, de exemplu, știi? Deci trebuie să... E câinele care se petează cel mai mult în astfel de competiții. Este un câine care întrunește calitățile unui atlet, este suficient de obedient ca să poți să lucrezi cu el și să îl ții concentrat. Păi gândește că un câine de Mondio 3, de exemplu, face 45 de minute de competiție. 45 de minute care includ toate exercițiile de disciplină, toate săriturile, toate atacurile. Și atacurile, e luptă la atacuri. Atacurile e... sunt atacul din față, pe el spune câte mușcături sunt. Atacul din față peste obstacol, da? Atacul din spate cu mușcătură, atacul din spate fără mușcătură, dar în care el oricum se încarcă și dă adrenalina aia, da? Faza de obiect unde sunt trei mușcături, de câte ori încearcă să intre să ia obiectul, trebuie să muște și să se întoarcă pe obiect, scotocirea unde sunt alte trei mușcături, de deja ne-am dus la 5. Artefactele. Bine. Nu, la 5 cam numai de două câte 5, 3. Da, 5 5 cu 6. Da. Înțelegi? Deci 11 sunt 14-15 mușcături de competiție. Unde e forță, luptă. Unde e luptă, știi? Da. Fantastic. Deci și sunt... la fel de multe renunțări în clipa când îl chemi. Ceea ce trebuie să... Trebuie să depună efort. Să fie ok. Da. Deci ei sunt practic versiunea negrilor în sport. Versiunea ideală, da. Atleților de culoare. Da. De culoare, da. Da. Dar că am văzut oameni și noi știm, avem chiar prieteni comuni de genul ăsta care au participat cu Doberman, au participat cu Rottweiler. Deci poți să participi aproape cu orice rasă de câine. Uh-huh. Dar tu din start trebuie să te împaci cu gândul că nu faci cea mai tare figură din viața ta. Acum depinde ce îți dorești. Dacă dorești, că vorbim de Alex Davidescu, este singur din România care a participat cu Doberman la nivel de ăsta și a obținut rezultate frumoase și a fost iubește rasa. Ambiția lui a fost ca să arate că acea rasă poate să facă acest sport la un nivel sus și într-adevăr a ajuns cu el până la Mondio Ring 2, deci era câinele avea perspective, dacă nu, din păcate a murit. Dar clar, ăsta poate fi un target, eu vreau să arăt că rasa care îi iubesc sau o cresc poate să facă acest sport care e foarte complex. Înțelegi? Dar dacă vrei să te bați în competiție, trebuie ceva... Trebuie să ai același tip de mașină. Exact, trebuie să ai aceeași Ferrari. Dar, apropo de mașină, acum, prin prisma acestui sport, da? Acești câini care arată niște calități rupte din stele, sunt peste nivelul normal al ceea ce înseamnă un câine. Bine, părerea mea este că sunt două tipuri de câini care sunt altceva decât câinii obișnuiți. Border, Collie și Malinois. Fiecare pe categoria lui. La nivel de capacitate de lucru, drive și performanță. Eu acum nu vreau să supăr pe nimeni, pentru că știu sigur că fiecare crescător, de la indiferent ce rasă are, își iubește câinele ca pe un copil și dacă îi spui că a meu e mai frumos sau mai deștept, se supără. Da. Nu vreau să intru în polemici de genul ăsta. Orice câine e frumos și e bun și așa, dar dacă se vrea să se practice un anumit sport, trebuie ales câinele care se petează pentru sportul respectiv. Și Malinois merge pentru sporturile canine în general. Dar oamenii, că tu, prin prisma faptului că produci astfel de câini care sunt apți pentru asemenea performanță, oamenii care sunt duși de mirajul ăsta, băi, Malinois, păi am văzut Malinois, stătea măța în coadă, ce mă fac? Vreau și eu unul. Oamenii ăștia care și-au un câine de genul acesta, tu cum îi abordezi? Adică ei trebuie să știe ce fel de câine și-au și la o adică, chiar dacă nu participă la un asemenea sport, să-l dreseze la un nivel la care să folosească toate abilitățile câinului. Cum îi convingi pe acești oameni, dincolo de faptul că ei nu vor mondioring, dar totuși vor un asemenea câine de calitate? Deci eu discuția asta am avut-o de foarte mulți ani de zile și am început ce obține aici la nivelul Aradului cu toți cei care m-au abordat să încerc să le explic mai multe aspecte. În primul rând, dacă vrea să-și ia un câine, indiferent ce câine, dorește să-l ia,
Eu îi sfătuiesc pe toți cei care doresc să-și iau un câine să intre în contact cu o persoană care lucrează cu câini. Cu o persoană care chiar știe despre ce vorbește. Să-și caute persoana respectivă, să discute. De exemplu, îi întreb câți membri are în familie, dacă are copii mici, dacă stă la bloc, dacă stă la casă, cât timp poate destina zilnic pentru un anumit câine. Deci, practic, ai un set de criterii pe care... Exact. Și atunci îi spun părerea mea că pentru tine ar fi bine un dog de bordo, de exemplu, care e mai liniștit, îți dă satisfacția, îl face pază, e un câine plăcut cu familia, cu copiii, nu e un câine super agresiv. Când vine vorba de Malinois, lumea ar trebui să înțeleagă că Malinois nu este câinele pe care îl văd ei pe YouTube. Malinois? Noiz. Da. Deci Malinois nu e câinele care îl văd ei pe filmări și le place ceea ce văd acolo și zice, adică nu-l iau direct dresat, nu? Sau nu. Se deci naște ei trebuie și... să înțeleagă că acel câine e un câine cu foarte multe calități, cu bateriile pline tot timpul. Și ca să ajungi la ceea ce văd ei în filmări, îți trebuie 2 ani de muncă, cel puțin, și cu cineva care știe ce să-ți spună să faci cu el. Să te îndrum. Dacă nu ai timpul necesar, dacă n-ai tu energia necesară să lucrezi cu câinele ăla, dacă nu asta îți dorești de la un câine, Malinois poate fi un câine extraordinar de incomod. El, deci poate să-ți creeze belele un câine cu asemenea el este tot timpul plin de energie, el dorește să facă ceva, dacă tu nu-i umpli timpul ăla și dacă nu știi ce să faci cu el și cum să-l stimulezi și cum să-ți fie un bun companion, devine un câine care îți creează probleme. Pe lângă faptul că e un câine atletic și plin de energie, este un câine cu un potențial agresiv destul de ridicat. Apropo, te întrerup și acum trecem la o altă categorie de discuție care are legătură cu Malinois, bineînțeles. Am o dilemă și aș vrea ca oamenii să înțeleagă de ce câinii Malinois sunt folosiți în serviciu de către structuri militare, de către poliție, oriunde pe planetă, doar în anumite condiții. De exemplu, am văzut Malinois la graniță, dar n-am văzut Malinois în aeroport. Și știi la ce mă refer? Câini de căutare stupefiante, câini de depistare diverse substanțe nocive și așa mai departe. De ce acești oameni, că practic sunt și acolo niște specialiști în aceste structuri, fac diferența asta clară între Malinois, care trebuie pus într-un anumit context, nu în oricare context de lucru în cred serviciu? Cred că aici mai mult este vorba despre opțiunea celui care lucrează cu câinele. În Malinois poți să-l faci ca... Am văzut câine pentru detecție de stupefiante, Malinois, care lucra foarte bine și așa. Dar tu trebuie să te gândești în primul rând la ce îți dorești. Deci dacă dorești un câine de stupefiante, există o paletă foarte largă. Corect. Și am văzut foarte mulți care, având în vedere că tu vizezi capacitatea olfactivă a acelui câine. Nu trebuie să fie un câine mare, nu trebuie să fie un câine agil, nu trebuie să fie un câine care să impresioneze. Și am văzut foarte mulți pudeli, caniși, cocheri, dresați Springle, pentru, Spaniel da, și... pentru detectare. Pentru că e foarte comod și în camioane sau în de-astea vehicole înalte. Ia câinele și efectiv îl aruncă înăuntru în camion și dacă ăla îl găsește, latră, semnalizează corect, și atunci descarcă camionul. Corect, nu poți să faci chestia asta cu un câine mare. Malinois este folosit, poate fi folosit și în asta, dar de-aia spun, e probabil o opțiune a celor care se gândesc. Cine a stat vreodată în fața unui Malinois care a primit o comandă de pază sau atac sau așa și a stat în fața lui și l-a văzut, își dă seama că nu vrea să ia contact cu acel câine. Cred că și probabil că și ăsta e unul din motivele pentru care sunt aleși pentru toate așa numitele law enforcement de pe întreaga planetă, pentru că sunt câini care îți transmit foarte clar ție ca infractor care stai în că fața lui în pericol, că nu eminent. Ai vrea, da, nu ai vrea ca acel câine să fie lăsat să te atace. Sunt puternici, sunt expresivi. Felul în care privesc, da, exact, și în care își doresc sunt expresivi, să te... Și pentru pază, iarăși, sunt folosite mai multe rase de câini. Există ciobănesc german, foarte bun, există Rottweiler, există Doberman, care se folosește pentru servicii de genul ăsta. Dar Malinois, într-adevăr, este... Malinois, într-adevăr, are o putere de reacție foarte, foarte mare și este... Că vezi, dacă, de exemplu, infractorul se urcă pe o casă, nu cred că pui Rottweilerul să urce după el să-l atace, că n-are cum.
Da, Dar corect. Malinoul pui, că el sare. Poate. Urcă pe o casă Da. lejer, sare 3 metri fără probleme, pe un gard, escaladează și până la urmă ajunge să facă ceea ce tu vrei, să-ți prindă infractorul în condiții care poate că alți câini n-au reușit să facă. Și probabil că asta e ideea pentru care și în serviciile speciale au fost selecționat câini din rasa Malinois. Eu la treaba asta, să-mi spui dacă greșesc, mi-am creat o părere analizând, că practic nouă ne place să analizăm, să înțelegem lucruri. Și am înțeles așa. Băi, de ce Labrador, Beagle, Springer și alte rase cu mai puțin sau deloc potențial agresiv sunt în aeroport? Dă-i miros pe oameni la bagaje, se suie peste bagaje și caută în continuare. Și de ce Malinoaul este la granița dintre Mexic și America? Și de ce Malinoaul este în puncte fierbinți în care, deși își folosește simțul olfactiv imbatabil, la fel ca și celelalte rase, totuși mai au ceva în plus, Da. acel potențial agresiv pe care ei îl pot folosi atunci când acolo se Da. pot întâmpla lucruri, corect? Da. Deci, nu cred că ar fi neapărat frica că acest potențial agresiv nu poate fi controlat în aeroport sau undeva. Pentru că un câine dresat poate fi dresat fără probleme Dar ca să-ți caute aspectul impune. oriunde, dar aspectul impune. Și atunci, de ce să nu se simtă confortabil oamenii din aeroport văzând că vine Așa un este. cocker să-i Da. miroase geanta? Da, Înțelegi? Și corect. să se sperie că, uite, vine un malinoa și mă duc puțin mai încolo că Îmi nu las știu ce, da, bagaje și da, fug. las și fug că nu știu ce face asta, știi? Deci, nu cred că ideea că nu pot fi controlați sau că agresivitatea lor nu poate fi controlată determină, cât mai mult confortul față de pasageri, ca să, când vezi un câine mai mic, n-ai aceeași reacție ca un câine mare. Presupun că asta ar putea fi unul. Nu știu, acum, știi cum e cu dresajul ăsta și cu tot ce discutăm noi în general despre câini și despre dresaj, eu am mai spus chestia asta și am convingerea că așa e. Nu cred că cineva deține adevărul suprem sau cheia Sigur, adevărată a dresajului. Și sigur. atunci toate discuțiile care noi le facem se bazează pe experiența noastră și Personală, pe da, și personală, pe pe ceea ce știm opinii noi. diverse, că până la Da, urmă despre asta e vorba, da, da. da. Și acum, Orice opinie, eu zic că are o parte de adevăr, până la urmă. că vorbim despre experiență personală, tu ești un bun instructor de oameni cu câini. Că aici este o nuanță, practic, noi ținând legătura de atâta timp prin mediul online, eu am descoperit în tine aceeași pasiune de a lucra cu oamenii și de a-i instrui și de a-i învăța cum să comunice cu proprii câini. Cât din experiența ta din Mondioring te-a ajutat să poți să abordezi oamenii și să-i duci la un nivel, să zic așa, de excelență în relația cu câinilor, în dresajul de companie, practic? Nu neapărat are legătură. Eu dresez câini de peste 40 de ani. Mondiolingul pentru mine e o Mulți înainte. pasiune, mulțumesc. Pentru mine Mondiolingul e o pasiune de 15 ani. Aha, ok. În țară, Mondiolingul n-a pătruns de foarte mult timp. Cam ăsta fiind în jur de 15 ani se poate vorbi de un Mondioling așa mai serios în România. Și atunci dacă stai să analizezi, nimeni care a început Mondioling în România n-a început Fiind un novice. de pe baza Am înțeles. unui novice. Toți aveau o experiență de dresaj canin înainte și totodată nimeni n-a fost un expert și nici nu cred că este în Dar nu ai Mondioling. simțit niciodată că, băi, ok, am început să lucrez în Mondioring, am acumulat multă experiență din Mondioring, bă, dar știi ceva? Am făcut atâtea lucruri în Mondioring care mi se par super cool să le folosesc în dresajul de companie, în instruirea oamenilor cu câinii de companie. Nu neapărat. Nu Nu? neapărat, pentru că Mondioringul are exerciții, da, dacă te referi la probele de disciplină, Disciplină. acolo se Mai poate mult la că da. problemele alea mă Pentru că gândesc. celelalte exerciții sunt tipice sportului și ar merge, s-ar peta mai mult dacă m-aș referi la câini pregătiți pentru security sau personal protection, decât pentru câini de companie care vin clienții la mine la teren pentru a-și educa căței. Dar eu încerc foarte mult să promovez metoda aceasta și pun mare accent pe modul de a lucra câinele împreună cu stăpânul cu mine.
se pare că un proprietar obișnuit de câine, cu plăcerea, cu dorința, că sunt oameni care se pot îndrăgosti de sportul ăsta, poate să-și însușească toate acele calități pe care le are un handler, un dresor care se duce, da, la nivel de competiție? Da? Categoric. Deci, în afară de mine, care sunt practic singurul, mă refer la echipa mea, singurul, da, instructor dresaj calin de aici, am medic. Aha. O, care, tare, tare. Da, și care, deci, are, practic ajunge hobby-ul ăsta la nivel care de... Care a făcut câine de Mondio 3. Am inginer care a făcut câine de Mondio 3. Oameni care își văd de serviciile lor, de jobul, da, lor și dar vin la antrenamente și care au început la deja să lucreze la un nivel atât de ridicat încât prezența mea este pur simbolică sau chiar îi ajut doar, deci, atunci când doar au nevoie. Interviu în, da, puncte esențiale. Pentru că știu ce să facă și chiar își lucrează câinii așa cum trebuie să lucreze. Fantastic. Deci înseamnă că e o speranță. Oricine, deci nu trebuie să fii un dresor profesionist ca să faci sportul acesta. Dar, deci e o speranță. Revin, mult timp, financiar trebuie să susții această activitate. Mă gândește că un costum de antrenament costă 1000 de euro și, da, eu am 3 acum aici. Plus și mușcă câinii din ele. Și mușcă câinii din ele. Înțelegi? Celelalte protecții, echipamentul de care ai nevoie în general. Deci toate costă, deplasările care le faci. Da, da, da. Deci trebuie când, dedicație, când intri în sportul ăsta, că intri hotărât să-l faci, trebuie să te gândești că este un sport care se face pe o perioadă lungă de timp. Nu e o chestie care să o facem 2 luni, 6 luni. Deci un stil de viață, practic. E un stil de viață, exact, ai vrut să spun. Și este un stil de viață atât pentru tine, cât și pentru câinele tău. Dar cu câinele potrivit. Hai să conchidem. Da, da, trebuie găsit câinele potrivit.